Potrivit recensământului, în 10 ani, numărul ortodoxilor din România a scăzut masiv, cu 2,3 milioane. Și e vorba de credincioși declarați, câți ori mai fi cei care au renunțat la religie, dar nu vor să o spună. De ce? De ce se întâmplă asta? De la Bor, niciun răspuns. Tace ca peștele primilor creștini. Tocmai pentru că știe răspunsurile. Mai întâi, deoarece, într-un deceniu, mulți români au părăsit țara pentru Occidentul păcătoșit, unde pot să câștige un ban mai bun. Până la Dumnezeu te mănâncă prețurile. Apoi, majoritatea pur și simplu au constatat că dusul la biserică, darea de bani popilor, posturile și rugăciunile sunt de pomană. Nu-i ajută cu nimic. Pentru că relația lor cu trimișii lui Dumnezeu pe pământ e a idoma celei cu doctorul, polițistul sau profesorul, unde dai o șpagă și o ții ceva, faptul că biserica nu le livrează nici baftă, nici miracole, nici scutiri și nici nu le nenorocește dușmanii, îi face să o lase dragului. Ceea ce nu înseamnă neapărat că trec în rândurile celor 1% atei și agnostici. Unii rămân cu un Dumnezeu privat, căruia îi se roagă acasă, fără tămâie, aghiasmă, sfeșnice, cădelniță și cântat pe nas. Și fără șpagă. E mai rentabil. Alții, nu mulți, au înțeles că nu au aș pune nădejdea când sunt la necaz decât în ei înșiși sau în niște semeni de treabă. Sunt cei mai curajoși, cei care aleg să trăiască pe propriile picioare, fără propteaua Dumnezeu. Că și fiul, precum și șeful Romarm, sunt urmăriți penal pentru un tun, cu măști din pandemie. Nu am de gând să fac analiza hoției, oricum destul de limpede, nici a vinovățiilor, e treaba magistraților. Observ doar că, în spațiul public, această anchetă presupune aspecte care nu țin de justiție. Pentru că e vorba de fotbal și armată, două zone care se bucură de multă simpatie populară. În cazul fotbalului e greu de înțeles de ce, întrucât datul cu piciorul în minge frizează penibilul până la grotesc în confruntările internaționale din ultimele decenii ale echipelor românești, în primul rând național. Totuși, fostul selecționer al lotului național și jucător al Stelei, Victor Pițurcă, va beneficia de un cor consistent de susținători care vor zbiera că așa ne distrugem valorile, că e un dosar politic, că e lucrătura din umbră a lui Căveșii care se pregătește pentru candidatura la prezidențiale. Există un precedent ilustru, coruptul condamnat Gică Popescu. După părerea acestora, mari fotbaliști pot să fure, să fie corupți, să bea vârtos, să se drogheze, ei tot mari fotbaliști sunt și n-are nimeni dreptul să se atingă de ei. Încrederea ridicată de care se bucură armata nu are nici ea o justificare rațională. Principala realizare a armatei române în ultimii 33 de ani este împușcarea civililor și a unor militari nevinovați în decembrie 1989. Nepedepsită. Cazul e de corupție și de lapidare printre cadrele cu grad mare sunt cu ghiotura, nici mai multe, nici mai puține decât peste tot în România. Numai că niște dăm generali,
care după salutul cu mâna la chipiu au băgat-o până la epoleți în bugetul apărării, ne dau și acum, netulburați, lecții strategice la televizor. Cât despre actualul ei purtător de standard, generalul Ciucă, merită să mai vorbim, cu toate acestea, în ciuda numeroșilor ei specialiști în tunuri, cu mască sau fără, armata va fi percepută în continuare ca salvatoare a neamului, depozitarea onoarei și, de fapt, așezată deasupra legilor care sunt pentru civili. Este una dintre tristele dovezi ale nesimțirii în care se simte bine acest popor. Că veni vorba de apărarea țării și de fotbal. Dacă în România s-ar decreta mobilizare generală, primii care ar încerca să o tulească ar fi vitejii galeriilor. Indivizi ca aceia care l-au silit pe arbitru să oprească meciul Șepșii Sfântul Gheorghe Fotbal Club Craiova din pricina strigăturilor rasiste scandate cu încăpățânare. Mâncătorii de unguri, paralei patriei române, cei care mitraliază dușmanul cu înjurături, semințe și scuipați, gata oricând să sară la păruială, și-ar umple nădragii instant dacă ar trebui să lupte într-un război adevărat. Cine are gura mare, are inima cât un purice. Dar cum să nu se simtă tari și cum să nu se rupă în figuri când șeful lor e în parlament și are 14% în sondaje?